107. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține bunătatea Lui. Așa se zică cei răscumpărați de Domnul, pe care El i-a răscumpărat din mâna vrăjmașului și i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miezul noapte și de la mare. Ei rătăceau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate în care să poată locui. Sufereau de foame și de sete, sufletul lor se simțea sfârșit în ei. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a scăpat din necazurile lor. I-a călăuzit pe un drum drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru lucrările Lui minunate față de fiii oamenilor, căci El a săturat sufletul însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Căci cei ce locuiesc în întuneric și în umbra morții trăiau încătușați în apăsare și în fiare, pentru că se răscurase împotriva cuvintelor lui Dumnezeu și nesocotiseră sfatul celui preanalt. El i-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a scăpat din necazurile lor. Amin. Amin.